Și n-ați văzut nimic ieșit din comun? Nu. Stai puțin că nu mai știu cine vorbește aici. N-am găsit, când noi aseară după când am plecat, am lăsat totul în regulă. Dar de acum când am venit din nou la servici, n-am mai găsit nimic aici. Totul este gol, nu mai este nimic, a dispărut tot peste noapte. Cât de sinceră sunteți când îmi spuneți lucrurile astea? Foarte sinceră sunt, pentru că aici nu mai este nimic. Aici nu mai este nimic. Doamnă, stați puțin, dumneavoastră ne tot povestiți durerea, dumneavoastră nu mai e nimic. Doamnă, nu mai e nimic, dar când el a plecat și v-a spus la revedere... Când soția lui se tăvălea pe jos, proasta aia, care acum văd că o regretați, ce se întâmplă atunci? Acum gândiți lucrurile altfel? Păi noi am crezut că dacă pe el arestează și rămânem fără el, am crezut că rămânem și noi aici, patroane. Rămânem și noi matroane aici, ca și ei. Matale, vrei să te faci patroană? Da. Păi era logic. Păi eu știu că era logic, dar era în stare? Nu. Încercam și ne descurcăm. Dar văd că te amuză orice problemă. Ai aflat că Vasile e bine, a? Am înțeles că Vasile a fugit cu mafiotul. Cine v-a zis? Mi-a spus domnul polițist. Aha. Și sunteți fericită pentru asta? Păi, acum ce să facem dacă o face și închisoare? Ce ziceți? Lăsați, domne, că face și el ce face câțiva ani de pușcărie și scapă. E bine că e în viață. Da. Păi da. Dar ce simpliți vedeți lucrurile. Doamnelor, am o rugăminte pentru telespectatori, că vor să vă vadă așa mai bine figurile. Așa, vă rog mult de tot să priviți. De-aia sunteți dumneavoastră fericită? Fericite. Suntem fericite că trăiește și totuși se întoarce când se întoarce, nu? Domnul o să rămână definitiv pe un zi s-a dus acum. Am înțeles, doamnă, dar știți care este problema? Vedeți pata aceea de acolo? Da. Știți din ce cauză e? Păi știm că ce s-a întâmplat mai înainte, crima că a trântit pe fata aia și a omorât-o. De acolo, de sus. Da, de acolo, de la balustradă, a trântit-o jos. Și noi am... Am rugăminte, ce se întâmplă? Dumneavoastră v-a recunoscut, v-a zis? La început n-a vrut să recunoască, dar după aceea a recunoscut. A spus că este adevărat. Dumneavoastră v-a spus, doamnele? Doamnele, nu au ocolit subiectul, dar avem informație. Și dumneavoastră v-a recunoscut? Mafiotul? Da. Așa, în mare, a zis așa, în fugă, două, trei vorbe. Da. În asta aveți ce să vă reproșați după ce ați văzut? Au murit atâția oameni. La început, dacă domnul patron, domnul mafiot, o ne dădea mereu... Am oricum, te veniți puțin mai aici, așa? O ne dădea bani mereu ca să tacem din gură și să nu spunem nimica și tot spunea că ne bagă la buzunar. Stați, doamnă, puțin, dar n-aveți o conștiință? Vă vindeți conștiința? Păi atunci, ca să ne păstrăm serviciu, am tăcut din gură. Și după aceea, da, dacă am văzut că... Dar parcă vrea să deveniți matroane. Păi dacă am văzut că a făcut o crimă, două, trei și nu se mai oprește... Dar de ce nu v-ați dus la poliție să anunțați? Știți că puteți fi acuzate de complicitate? Ne-a fost frică că ne-a amenințat și până moară. Ne-a zis că ne omoară, a vrut să ne arunce de sus. Ce am pățit cu el? Hai, nu mai spune. Vai de mine, am văzut și eu. Dar erați prieteni. Cui ziceați șefule, șefuțule? Șefule, ziceam. Vă pare rău de el? Așa, nu, și da și nu. Ne pare rău că a rămas făcut acum. Să merite, acum merită. Stați două secunde, că ne-ați aflat tot. L-ați prins? Este în curs acum, sunt beți. Doamne, l-ați prins? Momentan nu. Doamnelor, nu e prins încă, s-ar putea să vă întoarceți înapoi. Eu zi, aveți servici. Ia jucați sârba. Credeți? Mare lumea și zicem. Credeți dumneavoastră? Cum ați trecut în viață? Tot cum. El o să mai se reîntoarcă aici așa dacă el este cătat de mascație. Nu vă, toată lumea. Vă lasă pe voi, matroane, ce să mai. Păi noi am fi vrut să rămânem și noi matroane. Păi da, ce noi nu puteam ce să... Ce frumos vă jucați cu viața, doamnă. Păi da, am învățat și noi câte ceva de... Deci fata aia de 25 de ani e moartă, fiindcă vrea să afle ce s-a întâmplat. Cealaltă am găsit-o pe fundul râului. Așa este, domnul Vadiu. În lacul acela. Dacă lumea... Iar voi vă amuzați. Astăzi râdem și glumim, mâine plângem și murim. Nu așa, doamna Nela? Toate la rând. Așa. Toate la rând. Toate la rând, da. Dar când îți dispăruse băiatul, aoleu, ce mai plângeai? Ce să facem? Una caldă, una rece. Uh-huh. N-asta aveți copii? A. Sunt mari? Da. Aveți și nepoți? Da. Câți ani au nepoți? Am o nepoțică de 13 ani și un nepoțel de 3 ani. Dacă pe unul din ei l-ar lua puțin, când s-ar face? Că vă chinuiți cu el să-l crește.